Cristian Țopescu mi-a pus o întrebare în una din datele în care am ajuns aici, am fost invitați cu toți cei lanți mari handbaliști. Cornel, vreau să răspund la o întrebare. Mai ajungem noi campioni? Eu i-am răspuns printr-o altă întrebare. Cristian, cum vrei să spun? Să spun adevărul sau să vorbesc din punct de vedere diplomatic? Și mi-a zis și toată lumea, nu, spune adevărul. Și am zis, nu, niciodată. În momentul, și de ce? Nu că n-am, avem niște jucători, cu copii, cu calități. Eu am zis întotdeauna, românii sunt foarte dotați, și înalți, și cu calități, și inteligenți și tot. Dar dacă nu ajungem să avem același sistem ca francezii, care este verificat, nu există un jucător în echipa națională care să nu treacă prin polurile astea, și după poluri are fiecare club profesionist, are o echipă de tineri ca și în pol. E, când o să ajungem la nivelul ăsta, o să avem și noi, o să revenim. Eu cred că dacă Dedu va reuși să nu se educe, să profesionalizeze mai mult antrenorii, să antrenorii să învețe, să fie trimiși în altă parte, să vadă școala. Noi am învățat, dar acum noi avem de învățat de la ei. Vedeți? De la francezi, de la germani, de la spanioli. Dar asta, să știți, că nu se pare a fi o rușine. Nu înțeleg. Nu, probabil că e o chestiune de bani. E o chestiune de bani și totdeauna, și sper să nu fie o chestiune de priorități. Nu vorbesc de cuvântul pile, dar să nu fie o prioritate, îl trimit pe ăla, chiar dacă nu e. Deci, nu știu, nu cunosc, nu vreau să dau eu soluții. Nu.